moment foarte emoționant, un moment dificil pentru ei, în primul rând, pentru noi care privim. Și e bine să nu stăm cu mâinile în sân, să existe aceste centre, exact cum este acesta, pe care acești oameni de aici îl conduc mai mult decât lăudabil. Sperăm să le fi dat o mică rază de bucurie și acestor copii prin venirea noastră aici și prin aceste infime cadouri, între ghilimele. A dumneavoastră a venit Moș Nicolae? Da, e... Poate trebuie din să partea vină. Familiei să primi trebuie ceva. Să vină, da. Să vină familia, din păcate, nu e cu mine aici. Trebuie să vină sâmbătă în meciul cu Vaslui? Moș Nicolae vine astăzi. Sâmbătă e o partidă importantă pentru noi și ne pregătim ca atare. Simte presiune mai mare în ultima perioadă la echipă? Contrar celorlalte spuse de până acum, nu. Practic nu există presiune. Dimpotrivă, relațiile sunt foarte bune și în cadrul lotului și la nivel de relația antrenor-jucător. Există entuziasm, există o mare dorință de a se pregăti pentru aceste ultimele două săptămâni și o mare dorință de victorie pentru meciul cu Vaslui. Aceste 6 puncte impuse de conducere sunt ușor, greu de obținut? Fiecare partid are, să spunem, importanța ei. Într-adevăr, meciul cu Vaslui este un meci mai dificil din prisma adversarului pe care îl întâlnim. Însă și ei au avut, să zicem, sincope și în meciurile din deplasare și în meciurile jucate acasă. E vorba de momentele pe care ei le-au înregistrat de-a lungul acestui tur de campionat. Iar noi sperăm să reușim să menținem echilibrul din cadrul lotului ca să putem să încercăm victoria pentru meciul de sâmbătă. Care ar fi cel mai frumos cadou de Crăciun profesional? De Crăciun mai avem. Deocamdată suntem... Înainte de vacanța de iarnă atunci. Nici nu vreau să vorbesc despre vacanțe, pentru că toți suntem setați pentru aceste ultime două partide rămase. La derby te-ai uitat? Da. Cum ți-a părut? Puțin prea mult influențați de importanța derbiului. Am sesizat un moment de blocare a creativității la jucătorii de la Dinamo, dar... Steaua a făcut o partidă foarte bună. A jucat Dinamo slab sau a jucat Dinamo? Steaua bine? Indubitabil, există o parte care joacă mai bine și una care joacă mai puțin bine, dar toate aceste lucruri sunt influențate de jocul fiecăruia dintre echipe. V-au deranjat declarațiile patronului după meciul cu Sibiu? Nu. Spunea legat de Claudiu că ar fi trebuit să joace de teren, că nu e o scuză terenul. Na, e normal să fie supărat, pentru că și noi suntem supărați, pentru că am avut o partidă care ne-a fost la îndemână. Din păcate, singurul lucru care ne-a lipsit în această partidă a fost gol. Echipa a avut consistență în joc și a creat ocazii pe un teren unde poate nici o echipă din cele care au câștigat, și mă refer aici la CFR și Vaslui și Rapid, nu au avut ocazii de care le-am avut. Plus că au fost dominați și așa mai departe, cu probleme și ce s-a mai întâmplat la acele partide. De altă parte, Claudiu chiar nu era pentru el jocul, sau pe terenul acela nu se putea exprima la adevărata lui valoare. Poate numai dacă aș vrut să-mi bat joc de el, l-aș fi băgat în această partidă. Dar toate aceste lucruri sunt discutate mai mult de mass media decât în cadrul lotului. Așa cum vă spuneam mai devreme, chiar există un echilibru foarte bun la ora actuală. Ați discutat cu el? Ați vorbit cu Claudiu? Bineînțeles că discutăm, nu avem... Claudiu este pentru noi, pentru club, pentru mine, un bun al clubului și va rămâne așa. Vă simțiți postul amenințat într-un fel, în momentul de față? Nu, există niciun moment această presiune pentru mine. Mă interesează numai meciul cu Vaslui momentan. Mulțumesc! Vă rog!